Sunt zile de sărbătoare pe Colina Patriarhiei, un praznic la care au participat până acum peste 80.000 de pelerini. Buna organizare și desfășurare a hramului este rodul colaborării dintre Arhiepiscopia Bucureștilor și autoritățile publice. Au fost implicați totodată peste 300 de voluntari clerici, alți 200 de voluntari din organizațiile de tineret, 10 de reprezentanți de la protopopiate și parohii, precum și studenți teologi. Anul acesta, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a fost organizată în perioada 22-28 octombrie. Timpul de așteptare către raclele aflate în baldachinul Sfinților a fost mai redus. Sute de reprezentanți ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai autorităților locale s-au asigurat că sunt respectate toate măsurile de siguranță și protecție. Am colaborat în acest an foarte, foarte bine cu Primăria Municipiului București, cu Primăria Sectorului 4, care a reușit într-un timp record toaletarea tuturor arborilor de pe această colină minunată a Bucuriei, apoi cu Brigada Rutieră, cu Jandarmeria Română, care cu un efectiv foarte mare a fost prezentă și foarte activă în slujba noastră a tuturor credincioși, cetățenii ai orașului. De asemenea, serviciul de ambulanță, serviciile care au asigurat paza în legătură cu potențiale incendii sau alte pericole posibile. Sunt foarte mulțumit de modul în care, în mod personal, funcționarea acestor instituții au reacționat. Le suntem recunoscători cu toții pentru că împreună am reușit organizarea unui hram în condiții optime. De asemenea, am văzut foarte mulți copii. Este o săptămână în care ei au vacanța acum. În acest sens au putut lua parte părinți cu copiii lor din București, în alte părți ale țării noastre și e o bucurie deosebită. Am văzut că de mai multe ori s-a creat încă un rând pentru părinți cu copii mici pentru a se putea închina la Sfintele Moaște. Este un an în care am simțit multă credință în viața credincioșilor, o credință manifestată în mod concret. Pentru buna organizare a hramului au fost mobilizați preoți, jandarmi și voluntari care să asigure fluidizarea fluxului de credincioși veniți să cinstească Sfintele Moaște. Pelerinajul din anul acesta a decurs, așa cum știm, în condiții excepționale din toate punctele de vedere și țin să apreciez ceea ce va face, cred, și domnul capitan, reprezentantul Jandarmeriei orașului București alături de mine, faptul că oamenii se vede că au acumulat experiența ultimilor 2 ani, mă refer la faptul că totul a decurs în ordine, totul a decurs în limitele bunului simț, ale rațiunii, ale bunului gust atunci când e vorba de a organiza un astfel de eveniment. Țin să mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, Arhiepiscopia Bucureștilor, desigur, Patriarhia Română, Jandarmeria Română, Ambulanța Municipiului București, căreia țin să-i mulțumesc în mod personal pentru prezența sa eficace aici și de asemenea să subliniez faptul că nu s-a consemnat niciun eveniment negativ, ceea ce contează enorm atunci când vorbim de un eveniment care include participarea zeci și zeci de mii de oameni. Faptul că astăzi este punctul culminant, ne așteptăm să treacă cel puțin 10.000 sau poate 20.000 de persoane astăzi și mâine, când, după trecerea ultimului pelerin, Sfintele Moaște vor fi retrase din baldachin și reașezate în Catedrala Patriarhală. Între 150 și 200 de jandarmi au asigurat zilnic buna desfășurare a evenimentului de pe dealul Patriarhiei. Jandarmii, zi și noapte, pe toată perioada evenimentului, au asigurat măsurile de ordine publică, astfel că avem un dispozitiv de peste 150 de jandarmi pe 24 de ore, dar au fost și mai mulți în funcție de fluxul de enoriași care au trecut pe la raclă. În jur de 200 de jandarmi au fost cel mai mult în dispozitivul de ordine publică de aici. Mulțumim Patriarhiei, organizatorului pe această cale, pentru buna organizare a evenimentului, pentru buna colaborare cu jandarmeria și pentru implicarea cu preoți și cu voluntari care sunt un real sprijin pentru jandarmii din dispozitiv. Voluntarii mireni din cadrul grupului Tineri în Acțiune au fost pregătiți să întâmpine pe cei care au venit zilele acestea pe Colina Bucuriei. Pe perioada evenimentelor prelejite de Hramul de Toamnă al Catedralei Patriarhale, grupul de voluntari Tineri în Acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut o organizare puțin mai specială decât în cadrul celorlalte activități curente.
Și aici trebuie menționat faptul că pe lângă numărul de voluntari inițial a fost organizată o sesiune de recrutare suplimentară specială pentru acest eveniment. Am ajuns la un număr de peste 200 de voluntari, iar ei au fost organizați în ture de câte 3 ore, fiecare tură având un număr de voluntari cuprins între 11 și 17, iar în zilele în care au fost prăzniți cei doi Sfinți Dimitrie, Sfântul Dimitrie Zvorătorul de Mir, Sfântul Dimitrie cel Nou, numărul voluntarilor a fost suplimentat pe timpul zilei, întrucât numărul pelerinilor a fost destul de ridicat și atunci nevoile acestora au fost mai mari. În ceea ce privește activitățile pe care le-au desfășurat voluntarii pe toată această perioadă, au fost diverse și aici amintim distribuirea apei sfințite, gestionarea fluxului de pelerini, întâmpinarea pelerinilor cu o vorbă bună, distribuirea produselor alimentare, hrana și apa furnizate de protoieriile Arhiepiscopiei Bucureștilor prin sectorul social, au fost iarăși distribuite și cu ajutorul voluntarilor Tineri în Acțiune. Totodată am avut un grup permanent de voluntari care au stat în baldachinul Sfinților și au ajutat la distribuirea darului Preafelului Părinte Patriarh. Au ascultat de sarcinile întrebuințate la fața locului de către preoții voluntari care au fost desemnați. Acolo voluntarii au împărțit și flori pelerinilor. Au ajutat de altfel acolo unde a fost nevoie, pe lângă toate aceste sarcini prestabilite. Pe tot parcursul sărbătorii, cei peste 300 de preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost în permanență alături de pelerinii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Preoții din capitală și din protoierile din Prahova și Ilfov au reușit să fie alături de pelerinii care au dorit să se închine cinstitelor moaște, pentru că programul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost să provocăm așa și preoții să fie alături de credincioși și nu numai prin prezență, ci pur și simplu peste 300 de preoți s-au implicat, s-au înscris voluntar pe listele programate, având un program de tură de 3 ore și fiind unii dintre ei la baldachin, ajutând credincioșii în diferitele întrebări pe care le aveau, sau alături de ei, stând în rând, așteptând în liniște și oferind informațiile care aveam nevoie. Preoții au fost destul de implicați anul acesta, în sensul că, alături de voluntarii pe care îi vedeți și dumneavoastră, tineri care și-au dedicat timpul, au reușit să fie alături de credincioși, povestind anumite evenimente în viața Sfinților, îndemnându-i pe credincioși să se roage, spunându-le ce trebuie să facă când ajung la raclă, ca să fim puțin mai eficienți, iar timpul de așteptare să fie unul mai redus. Constatăm, în urma monitorizării timpului de așteptare aici la raclă, că a fost unul mai redus față de anii trecuți, ceea ce ne bucură, că mulți credincioși au reușit să fie alături de Sfinți și, bineînțeles, să suporte mai bine timpul de așteptare prin rugăciune, prin ascultarea cuvintelor de la ecranele Trinitas TV și toate celelalte informații care au fost adăugate. Credincioșii se pot închina și mâine la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie. Alături de ocrotitorul Bucureștilor se află la închinare și raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.